echipa în curling în drum spre Grecia. De ce? Simplu, o mică vacanță cu un pic de soare, cu relaxare și o partidă de pescuit în mijlocul Mării Egee. După un drum de 11 ore cu mașina, traversând Bulgaria, am ajuns la destinație, în sudul insulei Tasos, în orașul Limenaria. Flori, unde suntem? În Grecia și pescuim. Plecăm pe mare să prindem pești grecești. Alături de pirați. Agios Sostis, vas maur cu vele vechi de 30 de ani, este mijlocul nostru de transport marin. Da, astăzi suntem pirați, steagul o demonstrează. Velier este spărgător de valuri și este jos, de aceea este unul dintre vasele care nu se balancează în caz de furtună. Așa că siguranța noastră este maximă. Dar cine este Sinet? De 16 ani ghid turistic în insula Tasos și pentru că mi-am dorit foarte mult să lucrez pe acest vapor, drumul vieții a făcut să se întâmple acest lucru și sunt în permanență pe vapor ghidușă. Înainte în România? Radio România Actualită, Societatea Română de Radiodifuziune, aveți un prieten, reporter. Multă lume la bordul vasului. Vedem lucruri minunate. Grote ce dau în plajă sau sunt adăpost pentru foci. Da, ați auzit bine. Foci ce vin să viziteze insula în lunile ianuarie și februarie. Dar să trecem la treabă. Așa că Florii își ia lanseta, pardon, priponul, la capătul căruia este un ac fără spin încărcat cu ceva momeală. Carne crudă. Oare trage la așa ceva? Flori, tu încerci acum? Sigur. Ce-i, Flori? Hai, te-am fugit! Ți-am zis eu? Este bebe? Este. Cantus. Mamă! Ia uite! Sepie! Sau caracol! Ai mai pescuit aici? Nu. Deci este prima caracatiță prinsă. Spectacol, nu alta! Este pentru prima oară când vedem în cărligul unei ustensile de pescuit un octopod. O caracatiță adevărată. Dar pe lângă ea, mulți bibani și dorade. Un membru al echipajului ține morțiș să transmită un mesaj pescarilor din România. Salut pescare în România! Chepesc în cârlig! În cârlig! Trecem pe la popotă și safurăm un suflachi cu cartofi, salată și, bineînțeles, tradiționalul tzatziki. O zi frumoasă de vacanță cu un stil de pescuit aparte, cu peisaje minunate și oameni asemenea. Am fost pirații Greciei pentru câteva ore. Ne-am distrat, am pescuit pești din Marea Egee. Vă dorim să aveți în fiecare vacanță și la fiecare aventură pescărească în cârlig. Am fost pirați, am pescuit pește grecesc. Pentru știrile Focus, Lori și Georgian.